Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, se mai uită cineva la atletism. La atletism? Da, de când Kenya a început să trimită sportivi la orice probă de alergat, s-a terminat. Adică nu mai e ca pe vremuri când Michael Schumacher câștiga tot. Doar la europene mă uit că acolo nu vine Kenya. Crezi tu? Cum nu vine Kenya? Sunt naturalizați. Sunt o grămadă de kenieni din Norvegia. Bine, așa, da, da, da. Așa cum la tenisul de masă, nemții nu mai sunt nemți de mult și așa mai departe. La tenisul de masă mai avem și noi șanse. Sunt naturalizați. Păi da, da, cele... de România, cei mai mulți sunt... asiatici, naturalizați. Da. Luxemburgoare... Am citit o analiză serioasă făcută. De ce campionii la not, în general, sunt albi și campionii la alergare sunt, în general... De culoare. Da, de culoare. Nu știu cum să spun că... De culoare. Altul decât alb. Rasist. Adică conformații altfel și persoanele de culoare au picioare mai lungi, în timp ce persoanele de rasă albă, caucazienii, au mâinile mai lungi. Da, au torsul mai înalt, știi? Și atunci asta e, te ajută. Când deci tu de asta te-ai băgat pe not? M-am băgat pe not, dacă pe alergat. Bine, pe mine mă ajută la alergare, că mă trage și burta în față, practic. Mă înclin și trebuie doar să urmez... Nu-i chiar așa, aia se numește proba de rostogolire. Deci, fiți atenți, un kenian, un domn din Kenya, a câștigat maratonul din Stockholm, capitala Suediei, deși a alergat un kilometru într-o direcție greșită. Mai precis, un kilometru și 100 de metri, 1,1 kilometri. Deci el era... Le-a dat avans. Da, Felix Kirva îl cheamă și alți doi alergători care îl talonau și ei tot kenieni. Ei au alergat și ei prin Stockholm, alergau prin Stockholm. Oraș nou, no, la maraton erau. Și la un moment dat, la o intersecție, știi cum se întâmplă. Practic, cine n-a greșit vreodată traseu, ai luat-o la stânga în loc să o iei la dreapta. Uite, eu n-am greșit niciodată traseu, că n-am participat. Eu și cu Waze-ul mă încurc. Deci este fire. Și au continuat să fugă un timp, au mai fugit, până când au început să intre la bănuieli. E chenien, fiindcă practic nu mai era nimeni pe margini, nici semne nu se mai vedeau, alergau pe niște străduțe, nu era lume, nu era nimeni. Și atunci s-au întors, și au reintrat, au găsit totuși intersecția cu pricina, fâlfâl. Băi, și domnul Felix Kirva ăsta a câștigat în cele din urmă chiar și cu această încurcătură, mă. Ce praf erau aia alții. Mamă, nene, deci a câștigat cu un timp total de 2 ore, 11 minute și 7 secunde. De ce zic timpul? Pentru că a fost cu doar 57 de secunde peste recordul maratonului. A, deci dacă nu încărca drumul, era record absolut? Nu, record mondial, recordul maratonului respectiv. Am senzația că la maraton nu sunt timpi oficiali, timp record. Nu ba, știu da, dacă ba sunt, dar e mereu discutabilă toată afacerea. Deci recordul maratonului propriu-zis, 2 ore 10 minute 10 secunde, el a făcut 2 ore 11 minute și 7 secunde. Știm ceva de companionii lui? Companionii și ei au reușit, adică unul s-a clasat pe locul 2, dar deci erau prieteni. Eu am crezut prima oară că a luat-o el razna special ca să-i inducă pe aia, să-i piardă cumva. Nu, ăla care îl talona, deci grupul, din grupul respectiv, unul pe locul 2 și unul n-a prins podiumul pe locul 4, ăla că s-a mai rătăcit odată. Și-o fi pățit, da. Au greșit de două. Sau s-au oprit să bea o cafea sau ceva de genul ăsta. Dragi idei, cum ar fi rătăcit, ei vin stăpânul. Băi, Felixe, nu e bine pe aici, mă. Felixe! Deci e... Practic, nu. Oamenii și din Kenya... Dar cum au reușit să iasă din... Că de obicei e un culoar bine marcat. Îți dai seama că au întrebat, fiți amabil. În kenian. Alergare în cursărăn? Da. În Stockholm, cred că poți să vorbești keniană fără probleme. Uite, recordul la maraton, la bărbați, 2 ore, 1 minut și 39 de secunde. Altceva, frate. Deci era departe de recordul mondial. Da. Domnul Felix. Bine, da. Acum... Mă gândeam că la chenienii ăștia, practic când fugi de leu de mic, când ești mare numai te joci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.